Chiar dacă ambele echipe au început cu trac semifinala, vâlcencele au fost primele care au intrat în ritmul de joc. Fetele lui Florentin Pera s-au apărat agresiv, au punctat frecvent pe contraatac prin Lopez și Ardal și au condus la pauză cu 4 goluri. Feroviarele, fără 4 dintre noile achiziții, nu au putut emite pretenții în fața ultimei campioane României. În repriza secundă, Fraga Fernandez și El Gaui au făcut spectacol și au calificat echipa din Zăvoi în meciul pentru trofeu, mâine la TVR1 de la ora 18. S-a încheiat 30-23, un rezultat de moral în perspectiva Ligii Campionilor, după 6 luni de pauză competițională. Sunt convins că mâine va fi cu totul altceva, fetele vor fi mult mai concentrate, poarta trebuie să fie mai sus, au fost momente în care ne-a lipsit puțin concentrarea, însă una peste alta cred eu că am arătat bine pentru primul meci oficial după 6 luni de zile. Nu pot decât să le felicit pe fete că nu au tratat superficial acest joc. Felicit echipa din Vâlcea, care a avut bancă față de noi, nouă lipsindu-ne și în momentul de față niște jucătoare esențiale pentru ceea ce ne vrem să facem în viitor.